Femeia avea 39 de ani și a plecat cu o prietenă să viziteze orașul turcesc Istanbul. Într-o zi a plecat la plimbare și nu a revenit în camera de hotel. De atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Autoritățile au dat-o în urmărire. Polițiștii argeșeni sunt în contact cu autoritățile din Turcia pentru identificarea persoanei în cauză, având în vedere că aceasta a avut două bilete de avion, însă nu s-a îmbarcat, iar din verificările efectuate până în prezent, a rezultat că femeia în cauză nu ar fi intrat pe teritoriul țării. În acest moment, femeia este în continuare căutată la nivel internațional, fiind efectuate verificări atât de către polițiștii români, cât și de către autoritățile turce.